Salutare băieți, bine v-am găsit la un episod. Azi aici ne jucăm din nou jocul de tot acesta. Pentru că ultimul episod v-a plăcut foarte mult băieți. Dar să știu eu că v-ar putea să vă placă și mai mult de atâta băieți. Deci vă rog, eu încerca să vă placă și mai mult, cât de mult posibil. Pentru că și mai aduceți lume la mine, vă rog eu frumos, pentru că eu... Voi nu știți când mă chinui, ați văzut de câte minute fac episoadele de PUBG și de stand-off? Le fac de câte o jumătate de oră, deci voi vă dați seama că eu îmi consum o jumătate de oră, când într-o jumătate de oră pot să-mi fac temele, liniștit. Și na, am văzut că v-a plăcut și episodul de data trecută, deși putea să vă placă și mai mult, sper că episodul ăsta o să vă placă mai mult, sper să strângem mai multe ore de vizionare și tot așa. Așa că hai să vedem, îi dăm drumul aici pe Startins. Sper doar ca într-o zi să nu am problemă cu videoclipul, nenicule, să nu mi se audă sau ceva de genul. Pentru că dacă o să mi se întâmple asemenea lucruri, eu nu mai pot. Deci efectiv îmi dau demisie, ești nebun. Păi vă dați seama că trebuie să stau să mă chinui după aia să mai fac încă un videoclip de jumătate de oră și nu prea pot, băieți, credeți-mă. Uitați că eu filmez la ora 21:42 seara și eu mâine am școală, că e marți. Și mâine postez episodul ăsta marți. Hai să dăm asta X, că nu vreau să mă duc pe el, vreau, am eu un mod unde vreau să mă duc. Mă lași dracu-n pace, că nu vreau să mă duc aici, nu pricepi? Băi, vreau și eu neapărat să facem 200 de ore de vizionare publică. Mai avem puțin, de fapt puțin, pe dracu puțin. Intrați și uitați-vă acolo, așa că până la 200 de ore de vizionare publică, trebuie să vă uitați la mine, că am vreo... Bă, dacă vă uitați o lună așa toată, dacă invitați vreo 4 prieteni să uite așa o lună întreagă, eu strâng lejer o băia asta. Strâng mai mult, cred că strâng dracu vreo 400 de ore de vizionare populară. Prea mișto. Bine că e mișto, dar la mine deocamdată să uite decât un copil, fratele meu mai micuț, și să mai uită verișorul meu Alex. El nu se uită chiar așa de mult, dar și restul lumea și să mai uite așa pe la mine. Dar ei doi se uită cel mai mult la orele mele de vizionare și de asta încerc să fac videoclipuri cât mai lungi, dar cu o posibilitate, pentru că nu pot nici o să le fac chiar atât de lungi, că ne trebuie foarte mult efort pentru a face așa ceva. Ghiozdan de 1, Molotov am găsit aici, casa asta văd că nu mai are nimic, hai să ne ducem la următoarea casă. A, uite, aici n-am verificat tot ce trebuia. Aici a rămas neverificat. Oricum, băieți, eu PUBG mă joc decât când filmez. Eu mai mult de atâta nu mă joc. Credeți-mă că nu m-am mai jucat decât ultima oară când am mai filmat eu. Și nu, filmez, cred că odată la cam vreo... Odată pe zi, cred că filmez cât un episod de PUBG, dar... Nu știu dacă postez chiar în fiecare zi de acum așa înainte PUBG, pentru că e greu, mă, băieți. Episodul jumătate de oră. Și de stand-off, dar na, tot trebuie să postez ceva. Îmi e greu, ori reducem timpul, că ați văzut și voi, naiba, că eu postez... Ați văzut că postez odată când vin de la școală și mai postez odată seara. Deci, chiar postez destul de des, adică nu putem să spun, da, postez rar. Dar câte vreți, mă, băieți. Adică eu... într-o zi pun două videoclipuri de câte 28 de minute, ești nebun? O jumătate de oră. Hai de cu jos. L-am văzut pe cea pe geam. Hai că-i dau aici în funduleț. Dă-i mă mori. Îmi place mult jocul ăsta să mă joc seara. Cel mai mult. Eu cred că așa o să mă joc de acum așa, pentru că ziua mai am și o teme. Dar nu, bine că noroc că astăzi nu am avut nicio temă. Doar am stat și de asta am postat. Și mi-am mai filmat și câteva videoclipuri. Pentru că, na, dacă am avut timp astăzi și n-am făcut nimica. Credeți-mă că astăzi majoritatea timpului cred că am stat, cred că vreo 6 ore în casă. Nu 6 ore, cred că am stat mai mult de 6 ore. Deci dacă am venit la a doua casă, da, 6 ore am stat în casă. Și plus încă mai stau. Mi-am mai filmat și eu încă 3 clipuri. Un episod de Tuning Club, mai am niște episoade, un episod de stand-off pe acolo, un joculeț de la mișto cu, nu știu, cu un omuleț, și ce Fortnite, ce mai am eu pe acolo, și da, și un episod de Fortnite.
Pentru că v-a plăcut episodul trecut de Fortnite, am zis, hai încă unul. Să vină episoadele de Fortnite. Să vină episodile de Fortnite. Și dacă vreți să vă jucați alături de mine acest joculeț, vă puteți juca, chiar o puteți face dacă vreți. Scrieți în comentarii, vreau să mă joc cu tine, jocul. Și eu o să vă bag pe episodul meu și o să jucăm. Și da, mă mai ajutați și pe mine cu un episod. Oricum, eu nu am atâta timp să mă joc la dispoziție. Cred că pe zi am câte vreo 3, nu 3 ore, cred că 4 ore. Hai, totuși am destul timp. Toată ziua. Dar n-am eu timp, așa mă refer la teme. Mai am treabă pe acasă, nu prea fac eu așa foarte multă treabă, să fiu sincer, dar temele mă mănâncă. Plus că eu scap târziu, eu nu scap la 12, pentru că dacă scapa la 12, credeți-mă că aș avea timp să fac la videoclipuri și na, ar fi mai ușor, nu am primit atâta teme. Și da. Asta e ce să faci. Asta e până când termin școala. După ce termin școala, gata. Mă pune să ocolesc eu pe aici. Ocolim și noi pe aici. Bă, mișto. Aici ne încoace. Bă, baterie văd că mai am destul de mult, adică n-am probleme cu bateria. Acolo și aia e ăla. Stați un pic. Mă, dar n-am și eu ceva energizat nimic. Am la bandaje de... Nu mai știu ce trebuie să mai fac cu ele. Mă, dar ușor. Deci cred că m-am... Două episoade de PUBG am... De când am făcut eu episoadele astea două de PUBG. Eu cred că pe amândouă le-am câștigat, să fiu sincer. Și dacă mă fac eu puțin al naibii, l-aș câștiga și pe ăsta. Aoleu, sau de câte ceva, trebuie să fiu atent. Trebuie să fiu atent, foarte atent la squaduri. Pentru că oricând o pot păti. Și nu mai fac eu niciunul. Bine că, na, deja am făcut două win-uri, ce mai vreți de la viața mea? Win-urile, na. Noi urcăm pe aici și noi pe scări. Faza e că... Ce dă ăsta, bă? Dă ăsta și are... Omul meu dă în mine și are chiloți îngăuriți. Ce să-i faceți, băieți? Dacă omul e... Na. Nebun cu capul, n-ai ce să-i faci. Uite, avem aici un de ăsta, ne ducem și noi băieți să luăm. Vedem ce ne dă aceea. Ghiozdan, iată așa că mi-aș pune măscul asta, dar nu mă știu cu nimic. Dar chiar fi din first person. Dar nu-mi place ce din first person. Scrieți în comentarii de cum vreți să mă joc, pentru că eu o să vă respect comentariile, dar n-are nimic. Deocamdată să jucăm așa, pentru că n-avem niciun comentariu cu genul. Dacă primeam... Mai dați și mie niște sfaturi. Ce de acolo postez episoade și n-am nici măcar un comentariu? Mark the location. Ia-ți-l pe numărul 4 pe unde e. Numărul 4. Ești dus. Am deja doi oameni numărați. Totuși mi-ar trebui... Uu, ce mă speriai de asta. Stai mă, ia-mă și pe mine, te rog eu frumos. Perfect. Cred că se duce, cred că ne ducem să duce să le fac să le ia pe ăla de acolo. Este o idee foarte bună. Ce face el? Așa că face la dreapta să le ia pe ăla. Că nu se duce nicăieri, cred că. Mamă, ce-mi place PUBG-ul, mă, că n-am pic de lag după telefonul ăsta. Pe Fortnite mai am de la
cauza FPS-urilor. Dar le pot urca oricând. Nu e problema de aia. Oricum Fortnite cred că o să apară mai rar la mine pe canal, că nu cred că o să apară chiar atât de des. Precum restul episodelor. Unde? Ce facem ăsta? Ia lasă-mă mă dreapă în pace. Că n-am chef de tine. Că-mi dă-te și de mecanica pat. De ce că n-am sufșul ceva. Uitați așa, vezi? Pune incinta pe acolo, nu pare a fi nimic mă la îndepărtare. Jerimăț. Sunt zeu pe Clash. Sunt zeu pe Clash. Sunt zeu pe Clash. Trebuie să știu mă cum să o dai, ai văzut? Ia vedem, vezi fix pe geam cum o bag. Ai văzut-o? Și smoke-ul fix pe geam, vezi cum îl bag. Opa, ai văzut-o? Perfect, altceva ce mai vrei? Mă ajut în direcția asta pentru că am văzut niște oameni care trăgeau. Deși aș vrea să mă lupt puțin cu ei. Uite, deja am episod de 11 minute, băiți. Deja mi-am consumat 11 minute. Vocea și astea, că eu în 11 minute puteam deja să-mi fac tema la românești, nebun. Dar pentru voi fac episodul ăsta, mai ales... Bine, eu mai mult fac episodul ăsta pentru copii mai mici, ca să aibă și el ce să uite. Pentru copiii care se plictisesc. Dar da-i nebea, că la am 300, aproape 300 de videoclipuri la mine pe canal, la urmă ce să uite, adică... Naiba. Și uite, frate, mi se uită la cam aproape orice videoclip pe care îl postez eu. În afară de jocuri de-astea, Triviador, ăstea mai plictisitoare, că el nu e cu de-astea, cu jocuri. Parcă mă dă cu de-astea mai bun. Un pic, nu pot să exagerez că cu mult. De acum așa încolo trebuie să încep să fiu și eu atent la meciuri. Nu o să mai concentrez la altceva sau la alte chestii și mă dau mai așa că... Dacă e ceva, dau X. Sau ceva de genul. Te rog eu să stai cu minte. Să nu vorbești nimica. Fiindcă nu te pus eu să vii aici, bossule. Veni și aici, te viu la aici jos. Oh, sunt zeu pe Clash. Sunt zeu pe Clash. Bă, ce cât de mișto e asta. Fortnite și cu Clash Royale, cred că o să le bag mai rar. Văd dacă Fortnite-ul vă place sau Clash Royale-ul foarte mult. Oricum mai pun episoade, dar și din Fortnite oricum o să urmez un episod forținic. Pentru că deja n-am mai pus de ceva timp Fortnite. Am cred că vreo 2 zile ceva de genul. Cred că o să facă vreo 3 zile, 4 de când nu mai pun Fortnite. E ok. Că oricum mai devreme de atâta nici nu cred că o să pun deloc. Că nu mai am eu ce să mai filmez așa. Că n-ai... Totuși, cam plictisitor să filmez într-una PUBG stand-off, PUBG stand-off, că până la urmă se plictise și copiii de asta. Mai vor să mă vadă și altceva, nu doar atât. Dar, cam majoritatea cam atâta. Că na, ei sunt mai mici. Dacă eu, de exemplu, dacă aș pune într-una PUBG, eu cred că tot s-ar uita numai la PUBG. Nu cred că ar avea ei preferințe. Că n-au, bă, ăsta a pus să... Iarăși PUBG, uite-te și tu. Mamă, unde ateriza aia? Mamă, cum s-a dus rachetism.
Ia o mână după ăla. Sper că se vede bine acum așa, pentru că după filmarea Elanta mi-am luat un nou din ăsta. Se vedea fiecare episod al meu prost, nu știu de ce. Și încă mai am câteva episoade pe acea aplicație și oricum n-are nimic care le postez și pe alea, chiar dacă se văd prost. Na, de acum așa nu mai filmez pe aia, acum așa filmez cu aia, cu asta. Dar mai am vreo 4 episoade de postat după aia. Și na, nu pot să o șterg și după aia, na, că am 5 la episoadele la 4. Cred că am 2 ore și ceva, cred că acolo așa e efort să fac episoadele la. Și nu pot așa să le șterg într-o secundă. Le postez. Asta e ce să le fac. Necesită YouTube multă muncă, adică greșești ceva, trebuie iar să stai, să filmezi. Vă dați seama că eu acum așa nu știu dacă mă aud. Dacă nu mă aud. Ce mă fac? Fac alt episod. De bine că nu mai fac. Fac mâine că vreau să mă culc. După acest episod mirobolant. Închid telefonul și mă bag de relațion că mâine am școală. Mamă, și mâine iar la două scap. Vă urez mult succes și vouă mâine la școală. Adică spor la școală mâine. Cei care vă duceți, da, eu v-aș ruga să vă duceți toți pentru că școala vă ajută mult în viață. Și este bine să te duci la școală. Să nu lipsești prea mult, uite, înțeleg că, ba, lipsești odată la, să zic, la vreo 2 săptămâni, o singură dată, dar și aia este destul de mult. Eu nu prea fac asta, eu, uite, am o săptămână și o zi de când s-a început școala și eu n-am lipsit deloc și nici nu o să lipsesc, cred că mai stau, cred că 2 săptămâni până o să lipsesc eu. O singură dată. Poate nici nu lipsesc semestrul ăsta, ești nebun. Dar bine, cred că o să mai lipsesc și eu, că na. Lumea se mai, na, cum să vă spun, se mai răcește, asta e problema și mai stai cât o săptămână acasă. Școala, na, școala are multe liberuri. Adică ai un liber doar când ești răcit, pentru că odată la ceva timp tot mai ești și tu răcit. E imposibil. Eu am fost răcit acum așa în luna august, dar na, răceala, ce să-i faci? Bă, ce trage sărul pe mine, ăsta vrea să neapărat să mă omoare. Dar nu știe despre regula aia, pentru că poți să-ți iei kick. Că mi-am luat. Bă, doamne, să-ți iei, să scadă meritul. Și după aia nu o să te mai poți juca. Nu mai vreau să mai fac asemenea chestii, pentru că mi-a scăzut meritul. Și credeți-mă că cred că ți-au un an să-ți crească meritul ăla înapoi să te poți juca. Deci nu se merită să omori un om care după aia, na, ce rezolva? L-a omorât, el iese să bagă din nou în alt meci. Ce a fost asta? Nu i-ai făcut nimic a lui. Dar tu, în schimb, nu mai ieși și te joci din nou după aia, după 5 minute vin apoi, e, mă joc din nou. Nu. Nu, te mai joci un an. Și na, asta înseamnă un an. Fă. Atâta zic. Ia și așteaptă. Dacă ai meritul scăzut. Hai să ne mai băgăm unde asta și după aia să plecăm în continuare. Am unul să mai omoară și parcă meciul ăsta mi se pare mult prea lung, dar nu e lung, mă. Eu am unele episoade de PUBG, de, am unul de 28 sau mi se pare unul, mi se pare că am unul de 30, da, am unul de 30. E și ăsta tot la fel este. Cam majoritatea meciurilor iese așa. Na, n-am ce să-i fac. Durează mult meciurile de PUBG. Totuși îmi place jocul ăsta și m-aș juca mult. Dar, na, timpul nu e de partea mea. Bine că când o să vină iarna o să am mai mult timp. Pentru că iarna stai cam, eu dacă vin la două acasă, bine, nu o să scăpăm mereu, vă dați seama că o să mai venim și noi zile, dar foarte rare, care o să scăpăm și noi pe la 12 și vă dați seama, iarna la două este, nu, seară deja, adică deja se lasă spre întuneric, la 4 este bezna afară, nu mai vezi nimica.
Și de la 4 până la 10 am timp să-mi filmez toate videoclipurile și am timp să fac și teme și am timp să și dorm. Este perfect, Nicule. Și mai ales și în weekend, că nu mă duc la școală, am timp să mă dau și cu capul de pereți. Aș fi mai șmecher dacă în weekend mi-aș putea să-mi filmez videoclipuri pentru toată săptămâna, dar nu pot chiar pentru toată săptămâna să-mi filmez în doar 2 zile. Bine, 2 zile și jumate. Da, 2 zile și jumate, băieți, mi se greu pentru că am și teme și un weekend, dacă nu știați asta. Cred că cam toată lumea are teme și un weekend. Uneori mai multe, uneori mai puține. Da, când sunt mai puține, vin mai multe videoclipuri. Când sunt mai multe teme, mai puține videoclipuri. Ce să faci? Mai suntem 18 oameni. Nu știu dacă mai reușesc eu să mai fac ceva. Bă, văd că doi au ieșit. Numărul 4, văd că e exclus din joc. Adică el e pe altă bară. La cât timp ceasul? A, 22. E perfect, mă culc pe la 22 jumătate. Mai mult de 22 jumătate nu. Eu de obicei mă culcam pe la 12 și da, dimineața mă trezeam ok. Parcă era destul de ok, dar vreau să mă culc în seara asta mai devreme. Pentru ca să mă simt și mai bine. Dimineața, pentru că dimineața mâine am niște ore grele. Și nu vreau să fiu obosit sau ceva de genul. Nu am chef. De pe ce că nu prea mai am chef nici de școală. Uitați, băieți, pentru că dacă ne-ar băga în online, mi-ar fi și mie mult mai ușor să vă fac episoade, pentru că în online stai acasă, nenicule. Chiar dacă scap la două, uite, poate te mai și pe online poți să mai și învoie la câte o oră, crede-mă, și mă mai pot învoie la câte o oră să scap la 12. Și asta ar fi foarte bine pentru mine. Dar nu și pentru restul. Și na, la școală e greu, te scoli dimineața, trebuie să pleci de acasă. Na. Eu sper decât să ne mai bage în online, mi-e dor de online. Și pe online, când pică online, după aia mi-e dor de școală, dar nu prea. Mie, credeți-mă că mi-ar place mult să stau în online. Mi-ar place să mai stau vreo încă 2 ani în online. Până în clasa 8 mi-aș dori să stau online. Și clasa 8. Aolea, bă, dar unde mă duse, mă? Cum mă tu scârțul ăsta? Bă, văd că nu ia el așa de mare viteză, decât 100 la oră. E ok. Nu e chiar atât de mult, dar nici puțin. Mai suntem 10 oameni. Mai suntem, cred că, cam vreo 8. Așa, dacă îi scoși pe mine și cam... Și pe mine. Dar, în total, așa suntem 10. Foi de viața mea, ce mișto a fost! O parcai. Sau mai bine spus, o rezolvai. N-ar mica, măcar sunt în zona aici și n-am nici cea mai mică problemă. Oricum, pe aia mei o să-i prindă zona în câteva. În cam într-un minut o să-i prindă zona. Hai să vedem. Ceva, mai avem niște gloanțe, așa, pentru final. O armură mai bună, ceea ce îmi trebuie mie. Și... Să vedem. Hai să mai lutăm și casa asta și după aia ne pregătim pentru ultimul ăsta. Uitați-vă și voi, cred că episodul ăsta va fi tot la fel. Vedeți, episodul de câte o jumătate de oră. Da, și ăsta tot de cam de o jumătate de oră. Na, mai scoatem și noi 2-3 minute. Să nu fim răi. Dacă stai și voi așa de răi, ne certăm după aia. Sunt ziua pe Clash. Să-mi zic pe că m-am întrerupat, să mă uit la videoclip să văd dacă... Dacă se aude, mamă, doamne, să se audă. Este o puțin și somnică. Un pic așa.
Nu e că am ținut pe video că e posa să mă culc. Și plus că la mine la școală trebuie să te trezești mai târziu aici. Aici te poți trezi pe la 7:20, adică mai dorm 20 de minute lejer. E pe la ora asta mă scol. Și după aia 10 minute trebuie să mă pregătesc și la 30 trebuie să plec de acasă. Eu imediat mă fac foarte repede. Adică vă dați seama că e mai ușor și pentru mine. Na, nu neapărat pe la și 30, că după aia știu mult în stație. Eu de obicei plec pe la și 36, 37. Am plecat și pe la și 40. Că microbuzul venea pe la și 7:50 și 50, 50 ceva. Și pe noi când ne ducem la școală, plus că școala e departe, oricum noi nu mai avem pauză, nu mai avem nimica. Intrăm direct în ore, dar faza e că măcar ne lasă să dormim mai mult. Pentru asta eu le mulțumesc. Bă, chiar de uneori ne mai și întârzi de la ore. Dacă câștig și meciul ăsta, sunt zeu pe ăsta, cum dracu să ne numește, mă. Sunt zeu pe PUBG. Mai suntem doi, mă. Mama, sunt 2 pe 2, ești nebun? Sunt zeu pe PUBG. Sunt zeu pe PUBG. Sunt zeu pe PUBG. Nu știu cam de unde trage. Probabil că din partea asta, cel mai probabil. Dar al meu văd că a rămas fără viață. Ia să vedem. Șase kg. Nu mai încerca, mă, tu să mai fugi. Bă, cât de nemernic poate să fie oamenii ăștia. Oricum am câștigat, iară sunt zeu pe jocul ăsta. N-ai cum să te pui cu mine. Bine, totuși că am level destul de mic, dar e foi de viața mea, e ceva... Wow, să câștigi așa în halul ăsta, tăl naibii. Uite, înțeleg că n-am mai câștigi odată, de două ori, de n-are, trei ori, dar... De câte ori să mai câștigi, mă? Sunt zeu pe creș. Am văzut ciului pe ăsta. Mamă, ce mișto să dai aici. Lasă să vedem dacă am trecut și o level, oricum episodul ăsta cred că e cel mai lung episod dintre toate. Da, episodul de vol, cred că este de o jumătate. Episod de jumătate de oră, nu e ceva bai. Hai să aruncăm toate astea pe jos. Hai să ne golim tot portierul. De să ne dăm jos toate armele și tot ce am aici. Și am plecat și să mă lup cu pumnii și arunc cu d-astea. Hai cum a să dus ăla. Da, băieți, cred că cam atât a fost episodul acesta, pentru că nu mai am ce să mai fac. Și oricum al doilea meci, îți dai seama că al doilea meci niciodată nu o să-l bag. Pentru că asta ar însemna că ar trebui să fac live. Pentru că n-ai cum să, cum dracu facem PUBG, două meciuri de PUBG, ești nebun. Da, băieți, cam atât a fost episod. Nu uita să lăsați voi acasă foarte multe like-uri, am făcut și level 16. Iar ne vedem data viitoare. Pa, pa!